Dar de ce a fost iar templu? Că, atmosferă, pentru mi s-a părut o atmosferă cum era pe vremuri în Ghencea, la marile meciuri de Champions League sau ale naționalei. A fost frumos. Gabi, dar atunci se numea Steaua, că jucam și noi pe atunci pe acolo. Da. Era chiar templu. Da, pentru mine... Da, este... Vivi, da. Mulțumim, Gabi. Vivi, va fi o problemă în viitor faptul că federația a hotărât să se numească Steaua București din sezonul viitor CSEA-ul? Nu, pentru că tot suporterii tot Steaua, îi spuneam, nu îi spunea nimeni CSEA. Nu știu, dar la UEFA va fi o problemă? Că acum te duci și spui că păi, e... Păi, da, am înțeles că asociația astea 47 au trimis către Federația Română de Fotbal toate instanțele, toate hotărârile de instanță, federația le va traduce și le va da către UEFA. Pentru a anunța că palmaresul până în 98 este dat de instanță Stelei, Clubului Sportiv al Armatei Stare. Se va numi Steaua de acum? Da, da, de ieri, de la ședința Comitetului Executiv. Nu, din sezonul viitor am înțeles. Da, ieri la ședința Comitetului Executiv. A anunțat Burleanu ieri că din eu așa am înțeles, că nu acum, nu de mâine. Nu, nu, nu de acum. A, chiar de acum? Da, anunță, okay. Anunță federația... că acest club se va numi Steaua București, nu se va numi Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Și am înțeles că au și fost modificat în țintarul ligii a doua, nu CSEA Steaua, să numește Steaua. Păi bun, și asta când mai înțeles asta la UEFA? Se traduce și se trimite către UEFA toate hotărârile de instanță prin care se spune că palmaresul până în 98, deci inclusiv Cupa Campionilor Europeni, aparține Stelei. Asta e grav. Asta e grav. Asta e grav. Pentru că FCSB-ul va scădea coeficientul. E grav. Nu va mai fi, nu mai aveau la milionul de euro pe an când participă în Cupa Europene ca și fostă câștigătoare de Cupa Campionilor. Deci o problemă pentru FCSB. Implică multe chestii. Sunt hotărârea distanței. Și asta cu, deci cu CSEA-ul chiar de acum. Da, de acum. Chiar de acum, da? Hotărârea Comitetului de Executiv. Da, pentru că știi cum e, numindu-te Steaua, tu trimiți la UEFA hotărâre oficială, nu? Da. Și atunci, practic... Da, dar federația a răspuns, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a făcut o adresă către Federația Română de Fotbal și le-a dat toate hotărârile de instanță. Federația a răspuns că vom traduce aceste documente și vom înainta către UEFA toate documentele pe care le avem. Mhm. Și asta cum s-ar traduce pentru FCSB? Povestea asta care va ajunge la că nu UEFA. Va mai fi continuatoarea Stelei din punct de vedere sportiv, deci până în 98. Din 98 încolo se judecă, încă se judecă, nu sunt hotărâri definitive. Dar până în 98, pentru că acea cupă a fost câștigată înainte de 98, deci FCSB-ul nu va mai fi ca și câștigătoare de Cupa Campionilor. Și ce, le va scădea coeficientul sau ce se va întâmpla? Să scade și din coeficient. Și știi că a spus Gigi Becali că ia 1 milion de euro ca fiind câștigătoare de Cupa Campionilor atunci când joacă în Cupele Europene. Mm-hmm. Cum? Se aude? Da. Se aude. Bun, asta nu e o veste prea grozavă. Nu. Pentru FCS. Pentru... Dar Steaua nu are drept de promovare. Pentru că nici nu își dorește încă să schimbe forma de organizare. Corvinu a anunțat că își dorește să schimbe forma. Ce au în cap? Nu înțeleg. Ce au? Se luptă în distanță. Câștigă toate procesele astea. Păi... Se numește o București. Ce își dorește? A intrat de 10 ori Talpan la noi în emisiune și a spus că el are soluția ca Steaua să promoveze, dar până nu va deveni el comandantul clubului, nu dă soluții. Deci, cam așa să pune problema. Nu e echipa ta, mă, nu e echipa... Ce e asta? Deci bine, eu cred că s-a interpretat ce a zis și Talpan, părerea mea. Adică n-a zis omul așa, domne, nu vă dau soluția până nu mă puneți. A zis Horia în emisiune la noi. A zis, nu a ajuns să câștigi atâtea procese, te tot judeci, faci atâta scandal până toate ziarele, până toate astea și la un moment dat... Pentru ce? Să rămâi în Liga a doua? Le place să joace. Exact. Am înțeles că anul trecut au fost jucători care aveau bonus de promovare, dar ei nu aveau dreptul să promoveze. În fiecare an au avut bonus de promovare. Da? Este incredibil așa ceva. Cum adică? Știi că au promovat sportiv, a terminat cu oprița pe locul 2 și au fost jucători care și-au cerut bonusul de promovare. Da. Deși nu au promovat. Poftim. Deci, nu știu, sunt lucruri care... Nu știu.
E ceva necurat acum. Bine, ori tot ce se întâmplă în fotbalul românesc e un haos total. Nebunie, dar cu federația se mai dizolvă, nu se mai dizolvă. Dar cu... unde trebuie să știm? Nu știu. Nu știu că... O aflăm, nu știu, să ține mititelul de capul lor. Știu cu Iacov de la, cu Iacov de la Progres. Da. Asta, deci asta e instigător la ce? Semnezi un contract cu un jucător, da. Tu n-ai drept de promovare, și bonus că dacă vedem dacă îți dai, mă auzi, îți dai seama ce o să fie dacă se dizolvă și federația. Deci leșim. Da, asta. Deci leșim. Deci dacă mă auzi, dacă și federația se dizolvă peste 3 luni de zile, mai înțelegi, și dispare federația, nu mai, adică cum să zic, am pus capac la tot fotbalul românesc, n-ai. Păi se distruge tot fotbalul românesc pentru că nu mai pot fi organizate competiții. Da.